Tinerețea este o perioadă crucială din viață când oamenii încep să-și realizeze aspirațiile, asumându-și independența economică și găsindu-și locul în societate. Dar mai sunt oare valabile aceste aspecte în ziua de azi? Tranziția tinerilor de la învățat la locul este îngreunată de dificultăți specifice, prin urmare se înregistrează rate de ocupare relativ scăzute, o rată ridicată a șomajului și rate ridicate ale tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare. Faptul că acești tineri s-au învățat debarasați de muncă e un lucru foarte prost. În primul rând, odată pentru viața lor, în al doilea rând, pentru viitorul lor ca oameni, și formarea lor în viață ca om. Nu poți să stai, să fii un trântor, un parazit, să nu poți să produci ceva după tine. Că poți să produci și lucruri bune, poți să produci și lucruri rele, dar interesul este să produci numai lucruri bune și onorabile. Și activitatea este necesară organismului. Tinerii ar dori să învețe. Educația însă nu e bine pusă la punct. S-au făcut atâtea experimente după 1989, încât tinerii sunt realmente derutați. S-a pensionat cadrele de bază din învățământ și acum au venit cadre care nu toate sunt calificate, iar procesul de învățământ suferă. Cum e posibil ca din 8 milioane de oameni, câți erau în 89 de salariați, 8 milioane și ceva, acum să mai avem 4 milioane și jumătate de salariați și numai în meserii slab calificate. Ospătari, manipulanții, încărcători, descărcători, frizerii, au dispărut meserile cum ar fi strungar, frezor, sudor și au apărut meseriile slab calificate. Este dorință de muncă în rândul tinerilor, dar mulți au gândirea asta greșită că dacă se plătește puțin, mai puțin, nu vor să se angajeze, mai bine stau acasă, dar de lucrat vor să lucreze, dar mai mult unde le place lor, unde vor ei. Nu orice, nu. Adică sunt puțin pretențioși. Există încă locuri de muncă neocupate, în general în unitățile de industrie ușoară, confecții și tricotaje și în industria alimentară. Cu toate acestea, în continuare sunt probleme cu forța de muncă. Pentru a evita aceste probleme, firmele mari preferă să apeleze la specialiști în gestionarea resursei umane, societăți care desfășoară așa numitele activități de contractare pe baze temporare a personalului.